În timp ce lupta pentru președinție continuă, biserica privește spre Dumnezeu. George Thomas a stat de vorbă cu pastorul Samuel Rodriguez, președintele Conferinței Naționale de Conducere a Creștinilor Hispanici. Ce părere aveți despre ce se întâmplă în prezent? Este mai mult decât o bătălie politică. Cu siguranță este mai mult decât o bătălie politică. Are loc o bătălie spirituală care este mai mare decât la oricare alte alegeri, poate din întreaga istoria umanității. Prezența corupției este simțită. Au loc fapte ilegale din Wisconsin până în Michigan, din Georgia până în Pennsylvania, statul în care mă aflu, unde sunt pastor, în California, în Nevada, în Arizona. Nu este ceva bazat pe dovezi confirmate. Avem dovezi, avem rapoarte care au ajuns la procurorul general și acum sunt investigate. Este o situație fără precedent. Iată care este întrebarea. De ce se teme dușmanul? Se teme de un plan pro-viață care respectă drepturile copiilor încă nenăscuți, care protejează libertatea religioasă, pentru că eu să pot vesti Evanghelia lui Iisus copiilor și nepoților mei? Bineînțeles că dușmanul se teme de ideea că Dumnezeu domnește peste om și omul peste guvern. Dușmanul se teme că socialismul nu va câștiga în America. Din acest motiv, ducem o bătălie spirituală fără precedent. Biserica trebuie să mijlocească și să se roage chiar acum, în această oră critică, așa cum nu a mai făcut-o niciodată până acum. Se pare că va fi nevoie de ceva timp până vom afla cine este învingătorul. Care trebuie să fie rolul bisericii? Ați vorbit despre rugăciune. În cazul în care președintele Trump nu câștigă cel de-al doilea mandat, care trebuie să fie reacția trupului lui Hristos? Dacă președintele Trump nu câștigă cel de-al doilea mandat, atunci trupul lui Hristos, mai ales comunitatea împuternicită de Duhul Sfânt, trebuie să se gândească ce să pună în fața alegerilor, adică numirea la Curtea Supremă a unui judecător care vorbește limbajul nostru de rugăciune, care înțelege ce este părtășia cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acest pas este de o importanță critică. De ce înaintea alegerilor? Deoarece aceasta este ca o plasă de siguranță. Biserica nu trebuie să se întristeze, să nu plângă într-un colț, să nu se plângă non-stop. Biserica trebuie să se ridice, să fie victorioasă, să fie triumfătoare, deoarece Dumnezeu lucrează. Dumnezeu e suveran. În al doilea rând, dacă președintele Biden câștigă, trebuie să ne rugăm pentru președintele Biden. Dumnezeul meu este un Dumnezeu puternic. Dumnezeul poate umple pe președintele Biden cu Duhul Sfânt și poate schimba inima așa cum a schimbat inima faraonului. El poate schimba inima lui Biden ca el să fie pro-viață, să apere libertatea religioasă și justiția biblică în numele lui Isus. Biserica trebuie să se impună. Noi suntem victorioși, nu suntem incapabili, nu suntem deprimați, nu suntem melancolici. Noi suntem Biserica lui Isus, iar porțile iadului și porțile locuinței morților nu o vor birui. Președintele a avut o susținere însemnată din partea minorităților, mai ales din partea creștinilor latinoamericani. Vorbiți-ne despre acest subiect. Care este calea de urmat pentru ei? Vedeți acest zâmbet pe fața mea? Este zâmbetul meu în cazul în care, Doamne ferește, președintele Trump nu va fi reales. Iată ce s-a întâmplat. Niciodată în istoria Americii, latinoamericanii nu au susținut un președinte într-un număr atât de mare ca pe președintele Trump, în jur de 70%. Este vorba de creștinii latinoamericani, evanghelici sau catolici conservatori. Este uimitor. Între 36 și 38% din electoratul latinoamerican l-a susținut pe președintele Trump. Este aproape 44% din electoratul latinoamerican care l-a susținut pe George W. Bush. Doamnelor și domnilor, electoratul latinoamerican este comunitatea care apără cel mai mult viața și se opune cel mai mult socialismului. Asta nu o spun eu, o spun sondajele. E comunitatea care apără cel mai mult viața și se opune cel mai mult socialismului. Să nu vi se tulbure inima. So let not your heart be troubled. Alpha Omega.